la Moscova începe lupta pentru putere. Regimul lui Putin se clatină. Profesorul de istorie Timothy Snyder susține că Vladimir Putin începe să pardă controlul și că la Moscova a început lupta pentru putere. Dmitri Medvedev ar putea fi un posibil succesor al liderului de la Kremlin. Un profesor de istorie de la Universitatea ea le susține că regimul lui Vladimir Putin este slăbit și că la Moscova începe lupta pentru putere. Timothy Snyder spune că dovadă pentru aceste afirmații stă faptul că unii politicieni din Rusia au lansat noi amenințări. De exemplu, Dmitri Medvedev declarat recent că Ucraina ar putea dispărea de pe harta politică a lumii, dacă Occidentul continuă să intervină în război. Un posibil succesor. Dincolo de propaganda rusă care a fost mereu una de intimidare, faptul că alți politicieni, în afara lui Putin, au trecut la astfel de amenințări este un semn că regimul se clatină și că ar putea începe o luptă pentru putere la Kremlin. Dacă Rusia pierde războiul, oamenii care fac acum declarații radicale vor putea să se apere, a spus Timothy Snyder, adăugând că astfel de declarații indică, de asemenea, că Federația Rusă va pierde. Potrivit istoricului Medvedev, care acum este vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, ar putea fi un înlocuitor al lui Vladimir Putin. Nu sunt sigur că Medvedev, care de mulți ani a fost considerat o alternativă liberală la Putin, crede în declarațiile antisemite, antipolonia și antioccidentale pe care le publică pe contul său de Telegramă. Pur și simplu își creează un profil atât de personal încât s-ar putea dovedi util în viitor, ca în cazul profilului său de tehnocrat, care cândva i a fost benefic, a adăugat Timothy Snyder.